Timp de trei zile, mai mulți oficiali UEFA au inspectat stadioanele pe care se va desfășura turneul european de la vară și au inventariat procedurile de management organizatorii. Au fost vizitate stadioanele Ghencea și Giulești din București și Arena Cluj și stadionul Dr. Constantin Rădulescu din Cluj-Napoca. În aceste arene s-au verificat fluxurile de afluire și defluire a publicului, starea infrastructurii, respectiv gazonul și facilitățile pentru echipe, precum și planurile de mobilitate și de asigurarea securității evenimentului. Totodată au fost controlate condițiile de antrenament și de cazare pentru echipele participante. UEFA a validat pregătirile structurii locale de organizare a turneului și a constatat că graficul stabilit este respectat. A fost cea de-a patra vizită de lucru a UEFA și ultima dinaintea campionatului european UEFA Under 21, care va debuta pe data de 21 iunie. Structura locală de organizare a turneului este formată din specialiști din cadrul Federației Române de Fotbal, care au fost implicați și în organizarea Euro 2020 la București și care între timp au beneficiat și de forme de instruire academică și traininguri UEFA pentru organizarea de mari evenimente sportive. România va găzui 15 meciuri ale turneului UEFA Under-21. Amănunte despre turneu, precum și programul integral al competiției, puteți găsi pe secțiunea website-ului www.frf.ro Under-21. Biletele se vor pune în vânzare luni 13 martie.